Autoritățile iraniene au declarat că au recurs la primele arestări făcute ca urmare a doborârii accidentale a unui avion de pasageri din Ucraina, care a ucis toate cele 176 de persoane la bord imediat după decolarea de la Teheran. Anunțul a venit la scurt timp după ce președintele Iranului a cerut crearea unei instanțe speciale care să cerceteze incidentul produs săptămâna trecută. Iranul, care a respins inițial acuzațiile potrivit cărora o rachetă a doborât aeronava, a recunoscut la 3 zile după incident că garda sa revoluționară a doborât avionul ucrainean din greșeală. Avionul, care era în drum spre capitala Ucrainei, transporta 167 de pasageri și 9 membri ai echipajului din mai multe țări, inclusiv 82 de iranieni, 57 de canadieni, mulți iranieni cu dublă cetățenie și 11 ucraineni, printre ei fiind și mai mulți copii.